evenimentele live sunt la Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro, live la radiolinks.ro. Bună ziua, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă emisiune 121.ro live. Daniela Camrat sunt în direct în studioul radiolinks.ro alături de Larisa Petrini. Larisa, bine ai venit! Bine te-am găsit, Daniela! Mulțumesc pentru invitație! Plănuim întâlnirea asta de mult. Îmi pare bine că s-a întâmplat acum la început de an. Da. Ești un om activ, faci o mulțime de lucruri și acum că știu și mai multe despre ziua ta, am cu atât mai multă admirație. Ai început în comunicare, de fapt ai fost 14 ani om de comunicare, conducând o agenție de PR și acum ți-ai schimbat viața și vreau să vorbim despre toate aceste lucruri, despre tine ca femeie, despre tine ca mamă. Deci, ca să începem, încă o dată bine ai venit și spune-mi cu ce gând începi 2015. Am avut la început de an, am ieșit cu echipa, cu fetele de la Centrul PR și la cina noastră participă și Radu și întrebarea lui pentru noi toate a fost care este gândul pentru anul ăsta și care este cuvântul definitoriu pentru 2015 și primul pe care l-am pus pentru că aveam o listă de trei a fost schimbarea și cred că e o schimbare profundă. N-aș spune că mi-am transformat sau schimbat viața acum. E clar că e vorba de o transformare de care se petrece de ceva vreme. Aș spune chiar 3-4 ani. Și au fost câteva momente cheie, le-aș numi, macazuri, cum le mai spun eu, de-a lungul anilor, care m-au ajutat să ajung cât mai aproape de această schimbare. Mă bucur că am făcut-o și, într-adevăr, pornesc la un nou drum, foarte, foarte încântată și foarte plină de pasiune și de entuziasm. Este un drum diferit de cel de până acum. N-aș spune total diferit, pentru că facem comunicare zi de zi, practic, din momentul în care ne trezim până mergem la culcare. E vorba de well-being, de nutriție și well-being și spuneam că această schimbare se petrece de câțiva ani încoace. Aș spune că unul din momentele importante s-a petrecut în 2013, când am devenit ambasador Jamie Oliver. Cum Dumnezeu ai făcut asta? Că toată lumea îl admiră pe Jamie Oliver. A fost, cred că a pornit dintr-o aproape o joacă. Mama mea este și ea foarte pasionată de nutriție și împărtășeam foarte mult cu ea despre asta. Îl urmăream pe Jamie oricum și urmăream ceea ce face el cu Food Revolution și felul în care reușește să adune oameni și să-i înroleze practic spre o cauză care e foarte faină și cu care am în continuare, sau față de care am în continuare foarte mare respect. Și am aplicat într-o doară, am zis ce-ar fi să. Și îmi amintesc că a trebuit să scriu de ce, ce mă inspiră, ce pot să fac eu în calitate de ambasador Jamie Oliver, cum pot să ajut să contribui. Am trimis, fără prea multă speranță, după care am primit răspunsul. Și îmi amintesc că aproape în paralel făceam coaching cu Simona pe care o cunoști, Simona Gherasim. Între timp am devenit și foarte bună prietenă. Făceai tu coaching personal? Făceam coaching, okay. Da. Personal, profesional, aș spune. Okay. Treceam printr-un proces de coaching oferit de companie și lucram cu Simona la nivel personal și i-am povestit, primisem răspunsul cu, evident, foarte, foarte mare surprindere. Și după acest răspuns a trebuit să trimit un comunicat de presă. Toți ambasadorii Jamie procedează la fel, primești un schelet de comunicat pe care îl trimiți. Moment în care au început să vină solicitări. Ce mâncăm, cu ce ne trimitem copilul la grădiniță, ce punem în pachetel. Și am intrat într-un soi de panică și vorbeam cu Simona, pentru că nu degeaba am menționat-o, și a spus, Simona, ce fac? Eu nu sunt nutriționist, nu am nicio pată la mă, e vorba de credibilitate, probabil că și de formație profesională, om de comunicare fiind, și i-am spune, ce ai nevoie ca să obții această credibilitate? Ce-ți trebuie, Bristol? Zic, nu știu, un curs, mai mult decât un curs, de fapt. Nu e suficient să fii pasionat de asta. Și ea a fost cea care m-a încurajat să fac acest pas.
Și am început să mă uit spre școli de afară. M-am uitat un pic spre ce fac alții, am descoperit școala pe care am și făcut-o și am absolvit-o între timp, Institute of Integrative Nutrition din New York. Mi-a plăcut foarte mult ce am găsit acolo. Și anul trecut am terminat-o. Deci a fost un an greu, recunosc. N-a fost ușor să jonglez și cu job și cu schimburi copil. Duble, și cu triple. Exact, triple sau, da, multiple cu siguranță. Și am absolvit și sunt Certified Health Coach. E interesant, e... Care e legătura între the Institute of Health and Nutrition, Integrated Nutrition și Jamie Oliver? Că este o legătură? Aș spune că Jamie m-a ajutat să ajung la... Okay. M-a ajutat indirect prin faptul că am devenit ambasadorul lui. Și o altă persoană pe care aș vrea să o menționez, e vorba de Ana Ghica, era deja studentă. Și ea, de asemenea, m-a încurajat și mi-a povestit un pic despre școală și era și este în continuare și eu la fel. Spunem tot timpul că este unul dintre cele mai frumoase lucruri și importante lucruri pe care le-am făcut. Și mi se pare că nu trebuie neapărat să profesezi, poți să faci școala asta și pentru tine personal. Este o școală cu adevărat deosebită. Dar spune-mi, tu aveai un job aici, ești mamă, deci aveai pe băiatul tău de care aveai grijă. Și cum aveai? Cursurile online? Sau... Da, este o școală. Ei au început cu un campus, au ajuns între timp la două campusuri. Sunt de 20 de ani de piață. Este o școală cu multă vechime. Au peste 30.000 de absolvenți din 100 de țări. Și de câțiva ani încoace au lansat, au deschis cursurile și online cu examenele care se dau tot așa. Un sistem foarte, foarte bine pus la punct și știu să se promoveze foarte, foarte bine din punct de vedere marketing, comunicare, deci ai suport, e totul la îndemână și foarte, foarte ușor din perspectiva asta. Partea de conținut și de cursuri propriu-zise este altceva. Și se vorbim de 40 de module, 4 examene de-a lungul acestui an. Ok. Aduceai aminte de faptul că ai cumva moștenit dragostea pentru a mânca sănătos și nu numai, a trăi sănătos de la mama ta. Așa este. Cum? Ți-a vorbit despre asta? Îți preda lecții informale despre... Mama mea este un pic și mai activă decât mine. Ok. Și am luat câteva lucruri de la ea. Le-am moștenit în afară de pasiunea pentru nutriție. E foarte matinală și ea. Se trezește foarte devreme în continuare. Face sport. Are foarte mare grijă ce pune în farfurie și cum și când mănâncă. Și-a activat mai bine de 10 ani în acest domeniu. A avut câteva magazine la început, după care a rămas cu unul de tip La Fal. Și citește în continuare foarte mult și în continuare facem schimb de informații. Curiozitatea și pasiunea pentru domeniu am împins-o foarte mult spre asta. Ai pomenit de trezit că fiind de persoane matinale și mi-am adus aminte că ai dat și tu share la postarea lui Robbie Sharma de pe Facebook cu 5 AM Club, noua lui carte pe care o lansează în curând. Și știu că tu te trezești la ora 5 dimineața. Eu sunt aspirantă la acest titlu. Am închis ochii pentru că încă sunt aspirantă la acest lucru, pentru că... mă rog, care sunt lucrurile de care vrei să ții cont atunci când te trezești la 5 dimineața? Pentru că nu e așa. De mâine mă trezesc la 5 dimineața, sună ceasul. Cu siguranță. Și... Care sunt schimbările din viața ta pe care le-ai făcut? În primul rând, apropo de nu e ușor, eu am avut nevoie de câteva luni ca să ajung să mă trezesc la 5 dimineața. Într-adevăr, nu s-a întâmplat de a doua zi, nici măcar din a doua săptămână sau din a doua lună. 4-6 luni aproximativ și au fost, mi-am dat seama că am sărit la un moment dat, sărisem mult prea repede la 5:30, 6 și citindu-l pe Robin Sharma, apropo de Robin Sharma și nu numai el, Lo Babauta a fost iar o sursă de inspirație, Darren Hardy, sunt trei autori de cărți care pe mine m-au inspirat și m-au ajutat în același timp să ajung să fac asta și nu numai, în general, pe partea de schimbat obiceiuri și de introdus obiceiuri noi. Și a trebuit să învăț să fac câteva lucruri. În primul rând, să mă concentrez pe această schimbare și să nu încep
să schimb foarte multe lucruri în același timp, pentru că atunci când vrei schimbare și spui de mâine vreau transformare, ai tendința să spui de mâine mănânc numai salată, de mâine mă trezesc la 5, încep să fac sport și nu funcționează. Sau funcționează o vreme după care cedezi. Și ceea ce am făcut, în primul rând, trezitul sau obiectivul de a mă trezi foarte devreme are legătură cu răzma cu băiețelul meu. Și cu faptul că, și, dacă vrei, și cu lipsa de timp, mi-am dat seama că timpul pe care îl aveam seara, între 6 și 9, înainte să intrăm în rutina lui cu, mă rog, baia, somnul, poveștile și așa mai departe, nu era și un timp pentru mine. Era, practic, timpul de calitate pe care îl petreceam cu Răzvan, punct. Și am dezvoltat un soi de frustrare. Am zis, ok, unde sunt eu? Aș putea să fiu în timpul programului de la birou? Nu, tocmai. Ce trebuie să fac? Și mi-am dat seama, citind și cărțile celor trei autori, că timpul de dimineață poate fi foarte productiv. Cu siguranță aveam liniște. Răzvan, băiețelul meu, vorbește foarte, foarte mult și foarte tare în același timp. Deci nu se poate să faci lucruri în timp ce el este prin preajmă. Și am zis, bun, e clar că aș putea să pun acest timp dimineața pentru mine. În același timp, el se culcă la ora 10, deci aș putea să merg cu el la culcare la ora 10. Dorm la fel de mult ca tine, probabil, sau ca alții. Am 7 ore de somn. Nu întotdeauna reușesc să mă culc la 10. Recunosc că de multe ori se întâmplă să mă culc la 11, însă mi-ajunge acest timp de somn. 6-7 ore sunt suficiente. E adevărat legenda că somnul dinainte de miezul nopții este mai odihnitor decât cel de după? Așa am citit. Crezi în asta? Da. Da. Am observat că a funcționat la mine și am și citit despre asta. Foarte mult între 10 și 2, unii spun între 12 și 2 sunt mai multe. Da. Teorii variante. Bine, ține clar de rotația Pământului, o explicație științifică mai complexă, dar iată, aveam oportunitatea să te întreb pe tine. Sunt importante cele două lucruri pe care le-ai spus, să schimbi câte puțin, incrementând prin pași mărunți și probabil că să perseverezi, chiar dacă te-ai culcat puțin mai târziu, totuși te-ai trezit la 5 sau ai trecut, ai lăsat ceasul să sune? La început, cum ai simțit? Acum mă trezesc foarte ușor la 5, însă până am ajuns să mă trezesc aproape natural, dacă pot să spun așa, la ora 5 a trebuit într-adevăr să jonglez un pic cu orele. Dacă m-am pus în pat la 11, m-am trezit la 6. Okay. Pentru că nu funcționează, mai ales câteva zile, una după alta, să dorm 5-6 ore, cel puțin în cazul meu. Nu știu, am întâlnit oameni care sunt odihniți și cu 4-5 ore de somn. La mine nu funcționează. Am întâlnit și oameni care au nevoie de 8-9 ore de somn, poate chiar 10. Băiețelul meu, de exemplu, poate să doarmă 10 ore fără nicio problemă. Mă roagă să-l mai las un pic să doarmă dimineața. Okay. Alți copii se trezesc la 6, sunt în picioare și sunt gata de acțiune. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză și revenim la unzonu.ro live cu Larisa Petrini. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Bine ați venit la radiolinks.ro. Introduceți un nickname. Aș vrea să fiu Superman. Dacă tu ești Superman, eu sunt criptonită. Sunt sensibil la 666. Buburuza 33. Cel mai mult și mai mult mi-ar plăcea să fiu Ștefan cel Mare. Steven the Great has joined radiolinks.ro. Intră și tu pe chatul radiolinks.ro. Ai liber la imaginație. Ascultați 121.ro live, Daniela Camra, sunt în direct azi cu Larisa Petrini, Corporate Wellbeing Strategist. Ca să faci o strategie de well-being,
ai nevoie să cunoști persoana respectivă foarte mult. Îmi spuneai și în pauză și vorbeam și înainte de a lua pauză că fiecare își adaptează, nu există o rețetă universală pentru fiecare din noi. Vorbeai de cât de important e să alegi ce pui în farfurie. Cum alegi tu ca individ în funcție de sfaturile unui astfel de coach? Pentru ok, presupun că tu petreci ceva vreme cu persoana respectivă ca să înțelegi ce fel de om e, ce fel de obiceiuri are și ce are nevoie. Cum se întâmplă o astfel de întâlnire între tine și un om care își dorește să aibă o stare de bună, o stare de bine optimă? Aș începe prin a explica un pic ce face un health coach, pentru că există oarecare confuzie legată de ce înseamnă un health coach. E o meserie, dacă pot să numesc așa, nouă, mai ales în România, în Statele Unite nu. Și e foarte interesant ce se întâmplă acolo, dacă să vreau să-ți povestesc. Health coach-ul nu este nutriționist, nu este doctor, este un antrenor, dacă vrei. Este o persoană care te inspiră și este suport pentru tine în drumul tău către schimbare și, evident, vorbim despre schimbarea stilului de viață. În general, sesiunile cu un health coach, așa cum sunt ele, cum le-am învățat în școală, durează 6 luni, apropo de obiceiuri și de timpul de care avem nevoie, diferit unii față de ceilalți, pentru a schimba ceva. Acel ceva poate fi un lucru, două, trei, și n-aș spune mai mult de trei în decurs de 6 luni. Și această călătorie începe cu un, am să-l spun în engleză, health history, un formular pe care îl completează clientul, nu pacientul, clientul. Clientul, da. Cred că am zis client, nu? Da. Și pe care health coach-ul îl analizează, care îl citește cu mare atenție. Formular care conține informații foarte diverse. Apropo de ce spuneai, de faptul că suntem diferiți, lucrăm în contexte diferite. Noi, cei din București, suntem, apropo de poluare, de stres, deci ne uităm la distanțe, da. Cât de mult timp petrecem în trafic, cât de mult dormim, cât suntem de stresați, cât de mult ne hidratăm, calitatea relațiilor pe care le avem cu ceilalți, dacă suntem sau nu împliniți în carieră. Sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ținem cont. Și asta mi se pare foarte interesant la nutriția integrativă sau, îi mai spun ei, nutriție postmodernă. Faptul că ține cont de mai mult decât farfuria și ce pui în farfurie. Da. Țin cont de starea pe care o ai atunci când mănânci. Țin cont de, apropo de disorders, cum le numesc ei, dacă nu ești împlinit în carieră sau nu ai relații pozitive, fructuoase, degeaba mănânci sănătos, ceea ce pe farfurie e sănătos, pentru că lucrurile astea te afectează. Și te uiți 360, discuți obiectivele cu clientul tău și apoi ai o intervenție, să-i spunem, de 6 luni, în care lucrezi pe acele obiective. Și stilul de lucru variază. Vorbim de ședințe 1-1, vorbim de chiar de, am văzut colegi care își însoțesc clienții la supermarket și învață să citească etichetele. Sunt mai multe, învață să gătească, un health coach te poate ajuta și să gătești, nu ajungi Jamie Oliver. Nu, vorbim de principii simple, de lucruri simple care te ajută practic să îți îmbunătățești viața cu timpul pe care l-ai la dispoziție, cu contextul, cu resursele, pentru că intenția lui nu este să nici să te determine să renunți la carieră, nici să te, cum spuneam, ajute să devii un super șef, ci să cu ingredientele pe care le ai la dispoziție și cu lucrurile pe care le ai la dispoziție să trăiești o viață de calitate sau de mai bună calitate. Deci ce aud din ce îmi spui este că în momentul în care ai un antrenor, cum ești tu, atunci el poate să vadă din afară și să ajusteze cumva stilul tău de viață ca să ajungi către ținta pe care ți-o dorești. Dar e bine să-ți asculți corpul și să vezi, apropo de schimbările generale care se întâmplă, de ce ai nevoie. Cu siguranță.
pentru că știu, se poate să treci printr-o perioadă foarte stresantă în carieră, de exemplu, și să simți nevoia să dormi mai mult. Sau se întâmplă schimbări majore și corpul își caută diferite supape. Tot aud lucrul ăsta, că e bine să-ți asculți corpul și e bine să fii atent la ce ai nevoie. E o știință. Care, da, dar e o știință subtilă asta cu ascultatul corpului. De la ce mănânci, și cred că inclusiv pe 1de1.ro am postat sește articole cu dacă ți-e poftă de ce poate să însemne ca să te uiți la cauze. Cum lucrezi cu un om ca să înțeleagă de unde vin lucrurile care îi se întâmplă și cum poate să facă acea schimbare pe care și-o dorește? Este exact partea de coaching și de dialog. Încerc să înțelegi de unde vin acele pofte, acele probleme, pentru că de multe ori ele au în spate altceva. Mâncatul compulsiv nu e degeaba, sau o poftă pentru dulce, sau o poftă pentru sărat, sau ne spune ceva. Și cu pași mărunți ajungi la problemă. De cele mai multe ori ajungi să dai seama de unde vine. Ești un om pe care întotdeauna l-am admirat, pentru că faci mișcare, mănânci echilibrat, nu crezi în diete din acestea spectaculoase, cum să slăbesc 10 kg pentru nuntă luna viitoare, sau primim astfel cum de întrebări. Cum mă pregătesc pentru plajă? Da, primim astfel de întrebări, inclusiv pe 1de1.ro, sau văd interminabile discuții de genul acesta. Când ți-ai dat seama cât de important e sportul pentru tine? Faci yoga? Faci scrimă? Făceai scrimă la un moment dat? Nu mai fac scrimă, am făcut, nu mai am timp și nu mai am antrenor. Antrenoarea mea a născut anul trecut. Însă experimentez alte lucruri. În primul rând alerg cât e cald și e soare afară. Și începând de anul ăsta mi-am propus să încerc diferite lucruri. Am încercat kangaroo jumps, bosu, spinning, care îmi place, nu știam că îmi place de ceva vreme. Și mi se pare interesant să descoperi ce ți se potrivește, apropo de, pentru că și când vine vorba de mișcare, avem aceleași provocări. Da. E vorba de preferințe personale, e vorba de ce ni se potrivește, nu toată lumea poate să facă cardio, deci încerc să pun sau chiar yoga, nu e pentru toată lumea. Sau poți să faci într-o anumită perioadă și după care să-ți schimbi ceea ce-ți place. Am întâlnit foarte multe persoane și mi se întâmplă asta, mai ales în ultimele 6 luni, pentru că întotdeauna i-am invitat pe oamenii de lângă mine să facă un fel de mișcare, orice fel. Fie că e dans, fie că e yoga, fie că e cardio, fie că e un jogging mai susținut în parc. Și în continuare întâlnesc oameni care îmi spun, mie nu mi se potrivește niciun sport. Mie nu-mi place niciun sport. Eu cred că e foarte important să faci mișcare, orice fel, pentru un stil de viață echilibrat, pentru că te ajută. Eu, oamenii care mă întrebă de ce merg la sală în fiecare zi, le spun că am nevoie pentru minte, pentru creier. Exact. Și zâmbesc. Cu cineva. Dar și-mi spunea, sunt foarte stresat la birou și seara merg la sală, nu neapărat pentru a deveni mai, nu știu, pentru a slăbi sau pur și simplu pentru că mental mă ajută foarte, foarte tare. Da, și mă prind inclusiv de cum, deci după ce termin antrenamentul, îmi dau seama cât de bine a fost și cât de bine a fost și îmi dau seama după, de exemplu, după mirosul transpirației, îmi dau seama prin ce perioadă trec, pentru că se simte o perioadă mai stresantă versus alta. Și, dar ce vreau eu să te întreb este când ai un astfel o astfel de persoană cu care lucrezi, cum o faci să descopere? Eu cred că pot să folosesc cuvântul ăsta, este imposibil să nu existe ceva care să nu-ți facă plăcere. Orice. Sunt milioane de sporturi, sunt o mulțime de lucruri pe care poți dans, să le faci. Poți să faci dans, cum spuneai și tu. Da, dans. Poți să faci... am o prietenă care face balet. Ei place numai balet, altceva nu face. Și am zis, ok, și ca să stai pe poante, zice, muncim extraordinar de mult. Ok, dar îi place baletul și atunci ia exercițiile sub formă de balet. Ei, cum lucrezi cu astfel de persoane? Pentru că, apropo de schimbare, mi-aș dori
ca cei care ne ascultă și mai au încă vreo reținere să meargă mai departe și să caute ce li se potrivește. Am avut chiar săptămâna trecută discuția asta cu un nou client și îmi spunea exact ce ai spus tu mai devreme. Nu mi se potrivește, nu cred că mi se potrivește niciun fel de sport. Și nu mă regăsesc, nu mă văd într-o sală. Și am zis, da, da, cluburile sportive îți oferă multe alte opțiuni. Nu trebuie neapărat să mergi într-o sală de fitness, poți să mergi într-o sală în care să faci, cum am început eu, să fac angle jumps sau bosu sau alte lucruri, dans. Cățărare. Și spuneam că avem nevoie săptămânal de 150 de minute de mișcare moderată. Așa. Am rămas cumva pe mișcare moderată și m-am dus la obiectiv. Pentru că nu întotdeauna ești motivat de faptul că îți place să faci sport, uneori ești motivat de faptul că poate vrei să slăbești sau vrei pur și simplu să te simți diferit din punct de vedere mental, cum spuneai și tu mai devreme. Și a început să facă power walking de săptămâna asta. Mm-hmm. Astăzi ar trebui să fie a treia zi, în parc, cu muzica care îi place. Și a spus, uite, sunt de acord, am reușit să-l conving să încerci asta pentru două săptămâni, două, trei săptămâni și să vadă cum se simte, pentru că e adevărat, e mult până începi și te convingi că este ceea ce, că îți face bine, de fapt. Poate nu este neapărat ceea ce ți se potrivește, dar îți dai seama de diferență de după. O să-ți spun care e rezultatul și cum să... Da. Luăm o scurtă pauză și revenim la 1de1.ro live. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul Cristalin. 021-351-4255. Izvorul Cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Ascultați 1de1.ro live, Larisa Petrini azi în direct alături de noi. Vorbeam înainte de pauză de faptul că ți-ai schimbat programul ca să ai timp pentru tine, pentru că seriile erau dedicate copilului tău. Și mi-aduc aminte că ne-am întâlnit acum 2 sau 3 ani și erai încă, lucrai în corporație și îmi spuneai, eu îmi închid telefonul când ajung acasă și mi s-a părut... M-am gândit la tine de multe, în multe momente în care mi-am zis, wow, oare cum reușește Larisa să facă lucrul ăsta? Spune-mi dacă ai plătit un cost că ai făcut asta și ce a însemnat pentru tine să petreci cele, nu știu, 2-3 ore pe care le-ai petrecut cu băiatul tău, cu Răzvan. Câți ani are Răzvan? Răzvan are 8 ani, este clasa 2. Ok, deci sunt multe schimbări și în viața lui. Da, sunt multe schimbări și în viața lui și... Aș spune că e din ce în ce mai provocator. Pe măsură ce trec anii, se avem, pare că da, e plin de energie. Conversații foarte, da, și plin de energie și avem conversații destul de complexe. Aș spune că, apropo de schimbarea pe care am făcut-o și de acel aha și acea decizie de a mă trezi dimineața, care are mare legătură cu el sau foarte multă legătură cu el. Și a fost greu. Nu vreau să spun că a fost ușor. A fost greu să iau decizia de a pleca la 5:30 de la birou, pentru că trebuia să-l iau pe Răzvan și trebuie să-l iau în continuare la ora 6 de la școală. Am avut noroc să am un șef înțelegător și cred că și asta e foarte important. În același timp, cred că dacă iei această decizie, te forțează cumva să fii mult mai eficient în timpul pe care l-ai la dispoziție. Nu mai stai neapărat la povești sau ești mult mai zgârcit cu timpul și reușești să te încadrezi în acel interval. Și seriile sunt, apropo de prețul pe care l-am plătit, a funcționat o bună bucată de vreme, închisul telefonului la 6. Acum îl închid un pic mai târziu
și în continuare e foarte bine. E, a fost, dacă vrei, și o formă sau o declarație de protest față de mine însă. Mi-am dat seama că nu reușesc, eram addictiv, cum spun americanii, nu reușeam să-l las telefonul, Facebook-ul, Twitter-ul și am zis, stai puțin. Cine mă controlează? Da, exact. Nu se poate, trebuie să... Da. Asta a fost un lucru. Al doilea lucru, Răzvan, acum 2 ani când ne-am văzut noi și îți povesteam despre asta, a început să protesteze și el. Și să-mi spună ce este mai important. Exact așa, foarte hotărât. Eu, băiețelul tău sau telefonul? Și a pasat, știi, și am zis, wow, într-adevăr, are dreptate. Cred că, și dacă mi-amintesc bine, citisem de... Parcă Sheryl Sandberg făcea asta. Cu siguranță rupea ușa, cum spunea ea, la 5, parcă. Și își închidea și telefonul. Da, îmi sper că ea are 2 fete sau chiar. Da, și am zis, wow, foarte smart. Hai să încercăm asta. Am experimentat și am încercat foarte multe lucruri și cred că și asta e important, să fii curios, să vezi ce ți se potrivește, ce merge, ce nu merge. Și mi-a făcut foarte bine. Nu pot să spun că am plătit un cost. Pentru că mi-am dat seama că lucrurile care ard, între ghilimele, după 6, 7, 8 seara, pot fi rezolvate și după 6 dimineața. Nu se întâmplă nimic, nu cade. Da, pentru că aveai toate acele ore înainte ca oamenii să-și beau cafeaua, tu deja îți făceai, îți rezolvai lucrurile. Dar ce se întâmplă cu viața ta socială în momentul în care deci ajungi acasă și e clar că petreci timp cu băiatul tău, acum faceți și lecții, probabil, dacă nu le-a făcut mai deja până la ora respectivă. Când te vezi cu prietenii, poți să te vezi cu prietenii fără ca el să se simtă frustrat pentru că e obișnuit să petreci serile cu el. Ce se întâmplă cu viața ta personală? Pentru că multă lume te întrerup, multă lume poate să spună, da, eu seara, nu știu, mai am o cină de o întâlnire de business sau mai am un cocktail sau mai am o... Evit, eu știu, lucruri de genul ăsta, știi? Sigur, da, se întâmplă, da. Se poate întâmpla ca, nu știu, odată la 2 săptămâni să ai o astfel de cină, însă încerc să evit pe cât posibil. Recunosc că au prioritate prietenii cu copii. Aveți aceleași... Da, noi putem sta separat de vorbă și copiii se pot juca separat într-o cameră și facem asta la, nu știu, rotim. O dată vin ei la noi, altă dată mergem noi în vizită și tot așa. Și cu restul prietenilor, pentru că nu am doar prieteni cu copii, mă văd în timpul zilei. Fie mâncăm împreună la prânz, fie bem o cafea dimineața. Deci reușesc să... Încă o dată, au prioritate ceilalți, recunosc, însă nu duc lipsă de partea socială. În plus, ceea ce am făcut până anul trecut, comunicarea, job-ul în sine, te ajută să fii foarte sociabil. Da, clar. Și să menții relațiile calde și să... Cu cine trebuie, da. Îmi aduc aminte, acum că ai menționat de... te întâlnești cu prietenii și bei o cafea, cred că erau 2 întrebări pe pagina de Facebook a undeanu.ro când am postat emisiunea noastră. O primă întrebare era legată de faptul că o persoană, cineva care vrea să se lase, să nu mai mănânce carne, și a reușit o vreme și după care probabil a simțit nevoia să mănânce din nou și ce ar trebui să facă. Și am mai primit o întrebare legată de băutul cafelei. Mm-hmm. Sunt foarte multe articole și voci care spun că cafeaua nu e bună pentru tine și dimpotrivă că e benefică. Știu că deja intrăm în niște lucruri foarte concrete de nutriție, dar mi-am adus aminte că măcar tangențial să pomenim și despre ele înainte să termine emisiunea. Putem acum sau putem mai târziu, cum simți tu că e mai bine pentru tine. În momentul în care ai creat anul trecut cursul de nutriție și well-being, nu știu, presupun că era cam primul, cel puțin, pe well-being. Cum a fost primit? Ce ți s-a părut că ai descoperit pe parcursul cursului respectiv? În primul și ce rând, ai schimbat la el? În primul rând,
foarte multe din reacții, și nu mă refer doar la curs, ci în general la cuvântul well-being și pasiunea mea pentru well-being, reacțiile oamenilor au fost, în afară de ce înseamnă și de ce e important, ești sigură? Ești sigură că România este pregătită pentru asta și ești sigură că oamenii sunt conștienți și că vor înțelege conceptul? Și am zis, da. Un prieten s-a exprimat chiar mai plastic, a zis, poate vii cu o navetă spațială pe o piață de matizuri. Nu e așa. Eu cred că oamenii sunt către, adică tind către asta, chiar dacă de nou denumesc well-being, exact, nu știu, exact. Că i-am încercat să-i găsesc o traducere, stare de bine sau, mă rog, bunăstare, prosperitate, am mai văzut, da, sunt tot da, felul deja de cuvinte intri care, în lucruri altceva, financiare. Da, da, teoretic, cumva, tangențial. Da, da, tangențial, într-adevăr. Deci primele reacții au fost astea. Din ce am observat, există foarte mare deschidere și oamenii sunt foarte... Sunt din ce în ce mai atenți. Chiar azi dimineață am băut două cafele și o să revenim și la cafea. Da, neapărat. Acum m-ai zgândărit cu cafea. Cu două doamne absolut deosebite și ambele mi-au vorbit despre work-life balance și despre cât de important este pentru ele să fie foarte eficiente și în același timp pasionate de jobul lor, dar să aibă timp și pentru hobby-uri, pentru pasiuni, pentru timpul liber, să nu ajungă la 9, la 10 acasă. Și cred că, poate sunt subiectivă, dar cred foarte mult că în câțiva ani vom fi din ce în ce mai, în câțiva ani, în puține ani, într-un an, doi, în Statele Unite, se vorbește și cred că și tu și noi toți vedem că pe articolele despre well-being, despre somn, despre stres, despre tot felul de lucruri care ne sunt beneficii și care ne ajută practic să jonglăm cu acest work-life balance, sunt din ce în ce mai multe. Și vorbim și de publicații generaliste, nu vorbim neapărat de publicații de specialitate. Cursul o să aibă a doua ediție anul ăsta și ideea de a lansa acest curs mi-a venit după discuția cu Elis Popescu de la Creative Learning. Noi începusem o discuție pe cursul de personal branding și ei s-a părut foarte interesant, pentru că cursurile lor sunt despre hobby-uri, pasiuni și ce faci în timpul liber și despre tine, despre cum să te descoperi practic într-un alt mod. I s-a părut interesant și am zis, bun, eu oricum fac documentare și pentru blogul pe care urmează să lanseze și vroiam să fac asta. Hai să vedem cum ar arăta și cam despre ce ar fi vorba. Și vorbim de ca orizont de timp undeva în aprilie. Așa că o să te țin la curs. Și cât ține cursul? Cursul durează, în primul rând, sunt module diferite, module mai scurte, module mai lungi. 6 module cu totul. 2 dintre ele fiind modulele lungi, cele de introducere în well-being și ce este well-being și de ce este important și cum ne ajută. Am urmărit foarte atent în ultimii 3 ani, 4 ani, cum s-a schimbat abordarea oamenilor vis-a-vis de starea lor de sănătate, ce mănâncă, deci de well-being-ul lor. Tot încerc să găsesc un sinonim, dar nu mi iese, așa că... Greu, am cam n-am, și eu. N-am de unde să scot. Ca bine, să nu. Da, i-am zis stare bine, dar e oricum probabil nu cuprinde absolut toate valențele. Și am observat că oamenii sunt din ce în ce mai preocupați de asta, apropo de ce spuneai tu. Și eu cred că deja există o mare masă de oameni. Probabil că sunt, e clar că sunt subiectivă, pentru că cel puțin prietenii mei de pe Facebook, văzându-i dimineață, în fiecare dimineață, scanând ceea ce fac, îi văd că sunt preocupați de asta. Deci oamenii sunt deschiși la asta. Din ce în ce mai puțini vorbesc de faptul că dacă vrei să trăiești echilibrat, este mult mai costisitor, pentru că dacă începi să te uiți la ce plătești când nu o faci, există la un moment dat un echilibru și toată lumea spune că fericirea nu se poate cumpăra, e iată că o cumperi atunci când renunți la ce ai nevoie și îți iei
lucruri ca să-ți satisfaci poftele. Care sunt, să spun, trei, cele mai frecvente trei mituri pe care poți să le demontezi acum după ce ai mers la școală, după ce te-ai întâlnit deja cu clienți și ai văzut că lucrurile nu stau chiar așa cum spune lumea? Te referi la well-being în general? La well-being în general, nu știu. Cum spuneam, sunt o persoană, m-am născut la prânz, eu nu pot să mă trezesc la ora 6 sau habar n-am. Sunt tot felul de... pe care am încercat să ți-l demontez în pauză. Da, nu? Da. Nu deci există sunt... conceptul de morning person. Da, deci sunt tot felul de mituri de genul acesta și mulți oameni se lasă în povestea respectivă pentru că e mai ușor. Sunt curioasă să aflu dacă îți vine ceva în minte. Și am avut o conversație zile trecute cu o prietenă după ce am postat pe Facebook că merg la yoga cam în fiecare zi. Spunându-mi că nu îi se potrivește, că nu-i place și i-am spus atunci că o invit să persevereze sau să aștepte, la un moment dat îi se va potrivi. Aș vrea să-mi spui și ce ți-a adus ție yoga? Ce-a adus în viața ta yoga? Și de perseverență, sunt multe tipuri de yoga și apropo de încercați ce ți se potrivește, eu cred că până la urmă va găsi stilul ceva care se potrivește și ceva care se potrivește, da. Apropo de mituri, ca să încep cu prima ta întrebare, cred că am demontat câteva oricum, da, mai puțin. Deci prima ar fi acela de nu știu cum spui în română, morning person. Matinal. Da, da. Ok, sunt sau nu sunt matinal? Matinal. Dar nu se confunda cu emisiunea radio, dar îi da. Admir și pe oamenii respectivi. Nu numai că se trezesc la 6, la 6 sunt în studio direct cu foaia bună. Deci, cu perseverență, pentru că tot ai folosit cuvântul, te poți trezi, poate nu ai nevoie să te trezești la 5, eu mi-am dat seama că am nevoie de 2 ore pentru mine dimineață, poate e suficient pentru tine să te trezești la 6 ca să reușești să faci sport, să mănânci. Da, pentru că eu nu l-am pe Răzvan, da. Al doilea, să mănânci sănătos înseamnă, de fapt, să, cum spuneai tu, să ai un cost și mă refer aici la cost financiar suplimentar. Și aici intervine un alt ingredient cheie, disciplina. Și una din discuțiile pe care le-am avut și le-am în continuare cu clienții cu care lucrez sunt legate de această disciplină într-un context în care să faci cumpărăturile. Dacă faci cumpărăturile o dată pe săptămână și ajungi în piață, s-ar putea să ai surpriza să plătești mai puțin pe coșul de cumpărături decât vizitele la supermarket, 2-3 vizite pe săptămână la supermarket. Deci un pic de organizare, disciplină, s-ar putea să-ți aducă această surpriză, cum că nu te costă de fapt foarte mult sau te costă pe aproape. Mâncarea procesată din punctul meu de vedere și prea ambalată sau este cu siguranță mai scumpă, plătești mai mult pentru ea, însă câștigi timp, nu? Pentru că nu mai dai timp pentru gătit și nu ții timpul ăla pentru gătit, câștigi practic timp. Plătești bani, câștigi timp. Și a treia, poate cea legată de sport și de faptul că dacă cauți și încerci, cu siguranță ți se potrivește ceva. Și mi se pare, apropo de mișcare, apropo de timp, e o resursă foarte importantă și mi se pare că e un lucru la care trebuie să fim foarte, foarte atenți și un pic să slow down, cum zic americanii, pentru că faptul că alergăm în speranța și găsim shortcut-uri pentru tot felul, încercăm să găsim shortcut-uri pentru tot felul de lucruri, mâncăm în timp ce lucrăm, bem cafea ca să fim mai energizați și revin și la cafea, n-am uitat. Cumpăr mâncare procesată ca să nu mai gătești și așa mai departe. De fapt, știi, când tragi linie la sfârșit de zi, îți dai seama că nu ai mai mult timp sau cel puțin, nu știu ce ai observat tu, dar eu observ că oamenii în continuare nu au timp și în continuare nu câștigă foarte mult din asta. Și cred că unul din lucrurile foarte importante, apropo de orele de dimineață sau timpul de dimineață, este acel me time, timpul cu tine. Timpul de reflecție, dacă vrei, să te uiți calm, relaxat la ziua pe care urmează să o începi sau să te uiți cu
cu recunoștință, dar nu neapărat acuzator sau critic la ziua pe care l-a lăsat-o în spate. E foarte important. Sunt foarte importante aceste momente cu tine pe care foarte mulți oameni, din păcate, nu și le mai dau sau nu le mai au. Da, înainte să luăm o scurtă pauză, fac și o completare apropo de ce ai spus. Mie mi se pare că atunci când te organizezi, așa cum spuneai, vis-a-vis de cumpărături și mănânci mai sănătos, eu am văzut că mănânci și mai puțin. Pentru că mâncarea are o altă consistență, se așează altfel și cumva, oricum ești mult mai câștigat la final, după ce tragi linie, după o lună, două, și ai și o altă stare de mulțumire vis-a-vis de ce ți se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile pentru tine. Eu nu vorbesc de extreme, nu vorbesc de extreme în care mănânci totul organic. Și apropo de vreau să tai carnea, din nou, și de extreme, dar putem povesti un pic după pauză, nu cred că extremele sunt ceea ce avem nevoie sau ceea ce... Și, din păcate, vedem, nu numai în Statele Unite, dar și la noi, am observat că foarte multe persoane sunt fie într-o extremă, fie în cealaltă. Fie spun, vreau să mănânc tot ce vreau și tot ce... Dacă mi-e poftă de ceva, să mănânc pentru că am o singură viață și trebuie să mă bucur de ea. Fie merg foarte mult, devin pasionați de subiect și ajung foarte, foarte mult în zona cealaltă. Tai carnea, tai produse lactate, tai o grămadă de lucruri pentru că nu e sănătos. Și ajungem la... Și apropo de Think Food, de evenimentul de săptămâna viitoare, Aurora Liceanu o să vorbească despre fricile din farfurie și despre cum poți să ajungi să fii, să devină nocivă toată goana asta după ce înseamnă de fapt sănătos. Și e adevărat, suntem cu toții, nu? Confuzi sau din ce în ce mai confuzi și spuneau ei când promovau evenimentul că evenimentul ăsta este pentru acei oameni care au întrebări și primesc mult prea multe răspunsuri și cred că trebuie văzut de unde ne luăm aceste răspunsuri și în ce măsură nu ne ducem în extrema despre care povesteam mai devreme. Luăm o scurtă pauză și revenim cu ultimele minute din emisiunea noastră. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit la 1de1.ro live, Daniela Camrat sunt în direct azi cu Larisa Petrini. Larisa este Corporate Wellbeing Strategist, Health Coach și ambasador Jamie Oliver pentru Food Revolution Day în România. Se întâmplă și anul ăsta Food Revolution Day? Se întâmplă și anul ăsta, 27 mai okay, este data, setat. Da, e setat, așa a fost și anul trecut și... Planurile pentru ediția de anul ăsta sunt speciale. Și substanțiale. Și substanțiale. Hai să răspundem la cele două întrebări, să nu îi lăsăm pe oamenii neștiință. Am răspuns un pic noi. Da, un pic tangențial. Apropo de a renunța total la carne. Promit că am să o abordez și separat pe... În special pe doamna domnișoara care da, și putem, carne. Apoi da. Chiar putem posta ceva dacă vrei. Prima mea întrebare ar fi de ce vrea să scoată carnea, pentru că mai ales în contextul în care simte nevoia să mănânce de fapt carne. Pe de altă parte e vorba de o alegere și cred că alegerile personale trebuie respectate. Poate înlocui carnea cu proteină vegetală, însă n-aș elimina în totalitate carnea. Nu știu exact care este motivul pentru care dumneavoastră vrea să scoată carnea din alimentație. Eu consum carne, băiețelul meu la fel. Avem foarte mare grijă de unde cumpărăm acea carne și avem sursele noastre. Deci evităm pe cât posibil carnea din supermarket. Și suntem foarte prieteni cu peștele, în special. Deci prima întrebare ar fi de ce și dacă decizia e luată și cumva e o decizie personală, m-aș îndrepta spre proteine vegetale. Fasole, linte, mazăre, e o listă lungă de proteine.
proteine vegetale care pot înlocui carnea. Și legat de cafea, consum și cafea. O consum în anumite condiții, fără zahăr și pun de câteva săptămâni lapte de cocos. Din nou, putem deschide un subiect foarte larg apropo de produse lactate, de carne, de cafea, de, și de această confuzie legată de ce e bine și ce nu e bine pentru noi. Și aș vrea să menționez, pentru că e, știu că e public sau poate fi găsit pe Facebook, am fost acum câteva săptămâni, am participat la un eveniment organizat de Facultatea de Psihologie, Health Now s-a numit evenimentul, și unul din speaker, mi s-a părut foarte interesant discursul lui, a vorbit despre cum te uiți la studii și cum alegi, de fapt, o sursă. Ce trebuie să, care sunt criteriile pe baza cărora te uiți la o sursă sau la un expert în ceva. Și mi s-a părut foarte important, foarte mai ales acum în urmă, da, pe care internetul e suficient, care da, e suficient să fie Harvard School sau nu? Cine din Harvard School a făcut acel studiu? Un grup de studenți sau... Deci sunt foarte, foarte multe. Pe ce perioadă? Câți oameni au fost implicați în studiul respectiv? Deci sunt foarte multe lucruri la care trebuie să te uiți. Nu e suficient să întâlnești sau să citești despre un studiu care spune nu știu ce, pentru că cei mai mulți se ascund, dacă pot să spun așa, în spatele studiilor. Ultimele studii arată că cafeaua nu e bună sau cafeaua e bună sau carnea nu e bună sau carnea e bună și așa mai departe. Deci cred că e foarte important să ne alegem sursele și să vedem de unde ne informăm și să vedem cine sunt acei experți. Și să, dacă vrei, tot Darren Hardy spunea că trebuie să question things we take for granted. Să question everything, dacă se poate. Să ne uităm la etichete foarte critic, să ne uităm foarte critic la ce ni se pune în farfurie, pentru că, până la urmă, obiectivul unei corporații, nu? Fie că vorbim de hrană, de mâncare, de bunuri de larg consum sau farma, este profitul. Deci noi suntem cei mai în măsură să avem grijă de sănătatea noastră și de cum trăim. Vorbeam mai devreme de conferința aceasta Think Food, pe care am promovat-o și noi pe 1de1.ro. Vei vorbi acolo alături de Aurora Liceanu și de încă... Simona Tivadar mai este în același panel. Da, este o conferință foarte interesantă. Eu am... M-am întâlnit cu unul din organizatori și am... cred că mi s-au aprins beculețele, cum se spune, imediat după ce mi-a povestit și conceptul, și mi s-a părut foarte interesant să aduci și să pui la oaltă oameni și experți care să vorbească despre hrană din mai multe perspective. Deci de-abia aștept evenimentul. Deci mai multe detalii găsiți pe thinkfood.ro. Cred că mai avem un minut, două minute. Spune-mi care sunt lucrurile la care n-ai renunțat niciodată, dacă ar fi să o iei acum de la capăt, din ceea ce faci tu acum? Lucrurile, nu oamenii. Obiceiuri, lucruri, da, obiecte, lucruri care cumva îți, și nu vorbesc aici de atașamente, ci efectiv lucrurile care îți creează ție o stare de bine. Poți să-mi spui și despre oameni, dacă vrei, da. Mă gândeam la Răzvan, la băiețelul meu, de aceea te-am întrebat. Da. Pe mine Răzvan nu e un lucru, e ci clar, este... Nu. Vorbeam, efectiv, de obiceiuri, de lucruri pe care tu le faci și care te-au dus într-un punct de echilibru, chiar și când ești în acest punct, știi încotro și ce ai de făcut ca să te readuci acolo. E mare lucru să știi când ai început să te cunoști îndeajuns încât să fii propriul tău ajutor, să știi de ce ai nevoie, ghid, da, deci și să te duci către cei, da, și să te duci către ceilalți și mentori și lucruri, oameni care te ajută continuu, pentru că nu trăim unitari, solitari în lume, dar să ajungi la acel echilibru la care să știi că nu ești în neregulă, că nu ești... Deși și asta e relativ. Ce asta e relativ, da. N-aș renunța la timpul, și cred că e un 2-in-1 aici, la timpul pe care îl petrec cu mine dimineața. Deci m-aș trezi în continuare la 5 sau la 6, dacă, nu știu, ar apărea altceva care mi-ar mânca mai mult timp.
În același timp, n-aș renunța la somn. Mi se pare foarte important să ai un somn de calitate și nu vorbesc de sunt 7 ore sau sunt 8 ore sau sunt 5 ore. Spuneam la început, înainte să intrăm în emisiune, că fiecare din noi are nevoie de un timp diferit. Mă refer la cât de bine dormi și cât e de important să dormi fără să... Foarte multe persoane, din ce aud, au insomnii și au probleme legate de somn. Da, din ce în ce mai mult. Și apropo de studii și statistici, am citit că 30% din populația globului nu dorme suficient sau nu are un somn, nu are parte de un somn de calitate. Și n-aș renunța la felul în care mănânc. Și aici aș vrea să menționez faptul că nu sunt, apropo de extreme, da, sunt, la un moment dat, țin minte că o mamică m-a văzut mâncând ciocolată și zice, vai, ești ca noi! Bune! Da, exact, și să știi că mănânc ciocolată și mănânc ca orice om, da, ca orice, neagră, 90% din timp, dar mănânc ciocolată, deci nu este acolo un interzis sau, nu știu, dacă mi-e poftă de ceva, mănânc acel ceva. La fel cum Răzvan, băiețelul meu, dacă vrea neapărat ceva, sigur, îi explic și nu transformăm în obicei, însă nu cred că, dacă spun unui copil interzis McDonald's, nu ai voie și n-a gustat niciodată, nu cred că faci bine. Dacă la un moment dat își devine va... Devine cu adevărat o tentație și da. Deci este acel fruct oprit care cu siguranță funcționează și cred că la copii funcționează. Au și făcut un experiment, nu? Marshmallow. Nu știu dacă îl știi. Nu știu. Cu copiii puși într-o cameră, cu bezele și... Exact, faptul că le spune că nu trebuie să se apropie de bezele îi face să se apropie foarte tare de bezele. Chiar dacă nu era un clinat. Cred că funcționăm la fel. Folosească. Deci cred că astea trei lucruri. Somnul, acest me time și felul în care mănânc. Am observat că m-au ajutat foarte, foarte tare. Apropo de energie, de vitalitate, de poftă, de viață până la urmă și de felul în care călătorim. Da, și sunt de acord cu ce spui tu. La mine funcționează și un al patrulea, cel cu mișcarea. Cred că pot să dau mâncarea la o parte, nu e normal, dar am nevoie de asta pentru că îmi dă un echilibru pe care nu-l obțin altfel. Îți mulțumesc. Și eu. Îți mulțumesc pentru gânduri, pentru ce ai adus în emisiune azi și pentru că ia cât am plantat un al doilea cuvânt în mintea ascultătorilor noștri, schimbare. S-o luați, s-o îmbrățișați, s-o vedeți care e schimbarea pe care o vreți în voi anul acesta și să ne revedem cu drag în 6 luni minim, din ce spunea Larisa, funcționează, să vedem dacă acea schimbare a funcționat și ați trăit cu ea și o sunteți. Mulțumesc! Mulțumesc! Succes săptămâna viitoare și în tot ce faceți! Succes și vouă! Vă țin pumnii și dacă aveți nevoie de mine, mă găsiți pe 1de1.ro sau pe Facebook. Daniela Camrat sunt, la revedere! Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 1de1.ro live la radiolinks.ro.